Cel mai grav accident rutier din istoria României are loc pe data de 29 iunie 1980, în jurul orei 14 în județul Botoșani, în apropiere de celebra localitate Huțani. Acest sat aparține de comuna Vlădeni și devine faimos în istorie cu un record negativ. Tragedia îngrozește România la momentul respectiv, însă este ascunsă de către Nicolae Ceaușescu. Securitatea intervine și ascunde toate dovezile de către opinia publică. Și puțini locuitori ai României din anul 1980 află despre acest accident, despre cum a mușamalizat Ceaușescu, cel mai grav accident petrecut vreodată în istoria României, vom vorbi în episodul de astăzi. Vă salut, oameni buni, bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă voi prezenta documentare, teorii incredibile, știri, lucruri pe care mafia media vrea să le țină departe de populație și pe care le veți afla doar aici, pe canalul Adevăruri Secrete. Dacă vrei să fii la curent cu toate documentarele și de secretizările ce urmează să le prezentăm în viitor pentru voi, nu uita să apeși butonul roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul din dreapta lui. Astfel, aceste informații vor ajunge imediat la tine ce l-am lansat. Însă să revenim la cel mai grav accident petrecut vreodată pe teritoriul țării noastre, România. Și să vedem din nou cum a mușamalizat Ceaușescu, ajutat de securitate la acea vreme, toate datele acestui eveniment. Haideți să vedem întâi cum s-a petrecut acest eveniment. Oameni buni, cel mai grav accident din istoria României are loc pe actualul drum european E58, în zona pe care localnicii încă o mai numesc Șapte Poduri, și este implicat un autobuz plin cu muncitori care venea din orașul Fălticeni și care circula pe ruta Suceava-Botoșani. Majoritatea oamenilor ce se aflau în acest autobuz erau navetiști, care lucrau, atenție, în fabricile din Suceava, majoritatea dintre ei la Consuc. Și pentru că era în acea dată o zi de sărbătoare, autobuzul era plin până aproape de refuz, lucru care a contribuit enorm la lucrurile ce aveau să se întâmple. Autobuzul parcurge traseul său obișnuit și în localitatea suceveană Dumbrăveni. Șoferul nostru mai primește un număr de pasageri, reușind oameni buni să dubleze capacitatea totală a acestui mijloc de transport în comun, adică un amărât autobuz de pe vremea lui Ceaușescu. Autobuzul avea la bord un număr de numai puțin de 83 de pasageri, bătrâni, tineri, femei și copii. Și toate acestea în condițiile în care autovehiculul avea doar 40 de locuri disponibile. Altfel, de multe ori vedem această practică întâlnită chiar și în zilele noastre. După ce autobuzul trece de podul peste Siret, în drum spre Huțani, la un moment dat, unul dintre cauciucurile acestui autovehicul explodează, iar șoferul pierde controlul autovehiculului. Atenție! Aceste informații sunt furnizate chiar de către anchetatorii care au venit imediat la fața locului. În acel moment, autobuzul iese de pe șosea, intră pe balustrada podului peste care trecea și se răstoarnă de la înălțimea de 6 metri, într-o mlaștină ce măsura adâncimea de 5 metri. Închipuiți-vă, oameni buni, cum un autobuz cade de la 5 metri înălțime într-o mlaștină foarte adâncă, prin ochi cu oameni. Bineînțeles că din cauza greutății foarte mari a acestui autovehicul și a celor 83 de oameni care se aflau din nefericire în el, începe să se scufunde rapid în apele mlăștinoase în care a căzut. Oamenii, din păcate, văzându-se astfel prinși într-o capcană pe care o putem numi o capcană a morții, cei mai mulți, din păcate, nu au reușit să iasă la suprafață niciodată și au murit înecați. Însă, numai 35 de călători dintre cei 83 reușesc să se salveze și să supraviețuiască până la final. Și dacă vă veți întreba cum s-a întâmplat acest lucru, ei bine, aceștia au fost norocoșii care stăteau lângă geam și care s-a spart în urma impactului, astfel ei putând să iasă foarte repede în afara autobuzului. Cei care au trecut într-o lume mai bună au fost preluați de camioane și duși la spitalul oroșenesc Botoșani și de aici au fost oferiți, din păcate, familiilor de către securitate, fără explicații, în tăcere și fără onoruri. Șoferul autobuzului a dispărut și el, așa că nimeni în acel moment nu mai avea cum să fie acuzat pentru acest eveniment. Martorii vremii mărturisesc că trupurile erau scoase cu greu pe mal. După ce toate operațiunile de recuperare au fost finalizate, la ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu, securitatea, însoțită de armată, dispune secarea mlaștinii și săcară pământ de către camioanele armatei care îl aruncă peste mlaștină, încercând astfel să șteargă orice urmă a acestui accident. Iar la acea vreme, tragedia aceasta era una uriașă. Martorii mai povestesc că șoferul a scăpat cu viața inițial, însă se pare că acesta s-a întors în mlaștină ca să-și salveze soția.
a reușit să scoată pe ea din mlaștină, apoi s-a dus după fiul său și astfel a pierdut și el înnecat. În ziarele vremii, în anul 1980, nimeni nu relatează nimic cu adevărat despre acest accident. Câteva ziare doar titrează că un autobuz ce se deplasa de la Suceava la Botoșani a fost implicat într-un accident. Altceva, nimic nu s-a mai scurs la ordinele securității. Interesant este ceea ce urmează. Abia după Revoluție, din anul 1989, rudele celor care au fost implicați în acest eveniment au reușit să pună câteva cruci memoriale în locul în care aceștia au dispărut, iar pe unul dintre stâlpii podului este montat un panou care menționează numele tuturor celor dispăruți. Autoritățile comuniste închid rapid dosarul, considerând principalul vinovat că este șoferul autobuzului și nimeni nu dă vreo atenție faptului că anvelopa autobuzului era una uzată. Iar la vremea aceea, oameni buni, pentru aceia dintre voi care nu mai știu, era o obișnuință ca toate autovehiculele să utilizeze anvelopele până mult după ce le depășea termenul de uzură normală. Securitatea impune o secretomanie totală, iar șoferii de autobuze care au aflat despre eveniment sunt obligați să nu povestească nimic despre tot ce s-a întâmplat. Atenție, puține sunt persoanele care au avut acces vreodată la acest dosar și s-a lăsat o tăcere de peste 40 de ani. Și niciun document se pare că nu mai poate fi găsit. Toate dosarele au dispărut fiind date spre distrugere. Singurele urme, oameni buni, ale acestui accident rutier colectiv de la Huțani, care au rămas consemnate negru pe alb, sunt în registrul penal din anul în care a avut loc evenimentul și un proces verbal prin care s-a luat decizia de topire a dosarului, în anul 1998. Mai sunt salvate în arhive câteva imagini și în ele se pot observa podul și balta de dedesubt, în care a căzut automobilul cu roțile în sus. Se văd oamenii care se adună pentru a-i ajuta pe cei din mlaștină, unii cu crengi în mâini pentru ca supraviețuitorii să se poată agăța pentru a fi trași la mal. Se mai văd însă macaralele care au fost solicitate pentru scoaterea autobuzului din mlaștină. Un fost ofițer din cadrul Ministerului de Interne spunea în anul 1996, despre accident în mediul general, ca să fie popularizat în țară, nu s-a vorbit. S-a făcut prelucrarea acestui accident în unitățile deținătoare de autovehicule, ca să prevenim un eventual alt accident. Însă în presă nu a fost publicat și nici la televiziune nu a fost dat. Pe final, oameni buni, să nu uităm că au mai existat evenimente similare în România, cum ar fi scufundarea vaporului de pasageri Mogoșoaia la colțul Pisicii, în aval de Galați, cu aproximativ 360 de dați dispăruți, vinovat probabil că sistemul comunist Ceaușist de atunci, care nu a vrut să cheltuie bani pentru dotarea navelor, atenție, cu radar, nici măcar a celor cu pasageri. Asta am avut să vă spun pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest documentar, dați un like, distribuiți-l mai departe, lăsați-mi neapărat în comentarii părerea voastră și spuneți-mi dacă știți mai multe informații despre acest eveniment. Până data viitoare, nu uitați să te abonezi gratuit la canalul Adevăruri Secrete, apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul, vizionează și alte documentare, teorii incredibile pe care le prezentăm aici pentru tine. Și până data viitoare, să auzim numai de pace!